Piața muncii în IT fierbe. Cererea este mult mai mare decât oferta, salariile cresc, dar toată lumea vrea să angajeze chiar și în aceste condiții. Un grup din Germania s-ar putea să vină în România cu 1000 de poziții deschise. Alexandru Andone, de la CGK, are 300 de poziții deschise pentru acest an, după ce anul trecut a reușit să acopere 100 de poziții. Ofertele de joburi se duc acum și către orașele mai mici, având în vedere că firmele acceptă să se lucreze remote. În continuare, salariile de la noi, din IT, sunt mai mici decât cele din piața europeană, chiar dacă diferențele s-au mai redus. Dacă în urmă cu 10 ani exista o diferență de două sau chiar 3 ori între piața românească și cea europeană, pe aceeași poziție, pe aceeași experiență, Acum, prin creșterea accelerată a salariilor din România, diferența s-a redus la 30-50%. Doar piața americană continuă să aibă o diferență salarială de două sau chiar patru ori, ceea ce justifică asaltul companiilor americane către România în căutare de aitiști. Al doilea motiv pentru care multinaționale targetează piața de la noi ține de mobilitatea aitiștilor români și timpul în care se acoperă o poziție. În Belgia, spune Alexandru Andone, poți găsi ceea ce cauți începând de la un inginer de sistem până la un dezvoltator în 6 sau chiar 12 luni, mai degrabă 12 luni. În timp ce în România, dacă plusezi puțin mai mult la salariu, acoperi o poziție între o lună și trei luni. Pe piața europeană, IT-știi nu se mișcă atât de ușor de la o companie la alta, ci chiar se mișcă foarte greu. Oferta salarială nu este pe primul loc, plus că bazinul disponibil de oameni a cam secat. La noi, chiar dacă găsești tot mai greu it disponibil, până la urmă tot găsești. Creșterea salarială oferită continuă să fie un criteriu foarte bun de a recruta și de a face pe cineva să accepte oferta. Alexandru Andone spune că pe piața de IT de la noi, media unui it de a rămâne într-o companie este de 3 ani, spre o deosebire de piața europeană unde media trece de 10 ani. Așa că piața muncii în IT va rămâne la fel de fierbinte și salariile vor crește.